Bună ziua, Ros este nerăbdătoare. Bună, ce faceți? Nu mai avea Ros răbdare. I-am promis, pentru că a fost cu minte, că-i fac astăzi codițe și te rog din suflet. Știi că te pricep, știu că te pricep foarte bine și am adus-o. Ce culoare vrei să-ți facă codițele? Ai mop? Super, e culoarea ei preferată. Dar dacă își dorește mop, sigur o să-i face codițele mop. Ia să vedem. Ia, stai să te dezbrace, mami. Wow! Rosie, ia, du-te să vezi. Îți place? Da. Cum sunt? Îți pun așa păr, vrei tu? Ești pregătită? Ia uite cât de lungi sunt. Wow! Ești pregătită? O să fii Rapunzel. Da. Super! Hai, ia loc. Și dacă tot am venit cu pedița, am zis să-mi fac și eu pedicura. Zic să nu pierdem timpul, să fiu așa foarte eficientă. Ia loc aici, așa, mulțumesc mult. Ce faci tu? Bine? A, ce bine este, relaxezi. Copilul stă liniștit. Auzi, să-i facem un pic și cu placa, să-i dea volum, să iasă mai frumos? Îi face un pic, așa. Pentru a-i da volum și... ai creat niște codițe superbe, așa cum este ea, nu? Da, păi sunt foarte curioasă cum o să reacționeze și copiii la grădiniță. Eu de obicei nu prea o duc la coafor sau să-i fac ceva, e prea mică, da? Acum am zis... Astăzi este ziua ei și merită răsfățată, nu? Normal, am zis să-i fac o surpriză și să vină. A fost cu minte, era o dorință de a ei mai veche. Și zic... să profit de situație. Gabi, tu ce ai făcut de Paște? Cum te-ai petrecut? Am petrecut cu familia, ca în fiecare an. Anul trecut a fost excepția cu pandemia, dar anul acesta am petrecut împreună cu toții. Cel mic, ce face, cu minte, am văzut că a crescut. Da, Zdravan. Și cum e din Zdravan? E cu grădinița. Din toamnă școală? Din toamnă școală, bine. Ca și mine. Cu emoții? Eu n-am reușit să o înscriu. Sper asta să ajung, am fost atât de ocupată. Dar uite, vine Paștele, una alta și n-a pus să-mi scrie copilul la școală, mie că rămâne fără. Ne descurcăm, ce să facem. Și am văzut că ai niște șosete pentru pedicură, ceva pentru hidratarea pielii. Avem șosete cu colagen. Așa. Ia. Sunt colagen și sunt hidratare. A, ce tare, și face și unghiile și în același timp... Exact, acționează în timp ce se face pedicura. Foarte tare. Ce cuminte e Rose, dacă ar sta numai la manicură și numai la coafor, e cea mai cuminte. Nu știu cu cine o semăna așa. Oare cu cine, da, bună întrebare. Oare cu cine seamănă? Da, nu mai doare nimic, mai devreme acasă, înainte să vin aici, zic că ai rost să te descurc un pic, pentru că are părul puțin ondulat, firul subțire și imediat se încurcă. Și făcea numai au, 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 au. Acum nici nu clipește. Păi este unde trebuie și... E pe mâini bune. Exact. Mami, te văd. Mă vezi? Abia zic că te faci și eu. Eu întotdeauna mi-am dorit, zic, o să am o fetiță, să vezi ce codițe o să-i fac. Nu suportă nimic în păr, clame, abia îi prind câteodată părul. Îi spun, uite, Rose, dacă îl ții prins, crește mai repede, că așa se întâmplă. Dacă îl ții părul prins, crește, da. Doamne, ferește. Da, da, da. Da, da, da. Dacă și... vrea să-și o fetiță, aș fi ținut-o și eu să am codițe. Da, dar nu are vrea... un păr superb. Are un păr superb care se încurcă. Și am mai avut și o pățanie. Era și mai ondulat. Dar anul trecut a fost cu tatăl ei la salon și a tuns-o foarte mult, foarte scurt. I-a făcut și un breton și mai scurt. Na, era un frizer de băieți și... Așa e cum e minte pe tatăl. A pierdut noțiunea cu fetițele. Ești ok? Da. Place? Ce facem aici? Mami! Da, mami! Azi când am avut un cățel și era super așa, cu păr așa... Da, da, da! Chema Billy! Billy e mai
mic decât Rozi. Adică a avut doi căței. Când erau mici, Billy era mai mic decât Rozi și acum când sunt mari, Billy e mai mare decât Rozi, pentru că Billy când erau mici, Billy era băiat și Rozi era fată mai mare decât el când erau mici. Și Billy când erau mici era mai mic și acum când au crescut, băiatul Billy e mai mare, s-a schimbat. Foarte frumos, așa e normal. Ne-am îmbrăcat la fel astăzi, cu cămăși în jeans. Da, acum Rose o să fie foarte frumoasă. Cine o să mai fi? Eu nu mai am timp să mă aranjez la păr. Vreau și eu codițe. Păi de ce nu ți-ai pus? Pentru că Alina mi-a făcut în vară mamă, deci o coafiură superbă. Mi-a plăcut rău de tot. Codițe, codițe, codițe. Eu cu două codițe foarte bine îmi stă. Zici că am 18 ani. Bine, nu că n-aș avea. Na, de la 25 nu mai e ca la 18. Na, na.